Și voie bună, suntem la Stănești și aici sunt oameni gospodari. Așa că de la această oră să mai și muncim un pic. Familia Vlădulescu din Stănești se îndeletnicește cu legumicultura de la cântecul cocoșului până la miezul nopții. Cot la cot cu copiii, oamenii sfințesc locul și pământul binecuvântat care le dă cele mai naturale și bune roade. Doamna Veronica Vlădulescu, în primul rând vă mulțumim că ne-ați primit aici în gospodăria dumneavoastră, una mare și frumoasă, am remarcat eu. Aveți solarii și solarii cu roșii, cum nu se poate să zic eu așa, mai frumoase și mai bune, având în vedere că și dumneavoastră, ca toți cei care sunt aici în Stănești, le cultivă bio. Spuneți-ne sau vorbiți-ne dumneavoastră despre tot ce este aici. Bună ziua, bine ați venit pe la noi. Ce să vă spun decât că este o muncă foarte, foarte multă muncă, dar și foarte multă satisfacție. Tot ce este făcut, este făcut de soțul meu. Îi place foarte mult să le facă, să le îngrijească, să le aibă grijă de ele, să nu sunt stropite, nu sunt decât gunoi de vite. Deci băgăm gunoi de vite înainte de a ara, de a, așa, apoi le plantăm, le sămânăm, le plantăm și iasă ceea ce se vede. Chiar am văzut că sunt atât de frumos copilite încât arată ca într-o revistă. Da, se ocupă foarte mult. Nu le știm nici noi pe toate, dar le-am mai învățat. I-a mai explicat domnul inginer de la primărie. Ne-a ajutat foarte mult domnul Ionașcu. Și mai intră pe internet, se mai interesează, mai citește cărți. Eu mai mult mă ocup cu vânzarea. Deci în fiecare zi, până la urmă, înveți ceva și aici. Da. Nu le-am învățat nici noi pe toate, nu le știm pe toate, dar în fiecare zi învățăm câte ceva. Spuneți-mi dacă în afară de roșii mai aveți ceva. Castraveți, ardei, vinete, verdețuri, morcovi, rădăcinoase, absolut totul. Deci, ce suprafață aveți? Nu mai știm nici noi suprafața, dar... Ați exploatat tot ce a fost aici. Da, eventual când se termină roșiile, punem spanac, se termină spanacul, punem ceapă verde și așa mai departe. Deci ce se poate vinde pe perioadă de vară, de iarnă, condiții după cum este, nu facem încălzire iarna, dar... Vă descurcați așa? Foarte bine, da. Cine vă mai ajută, că e multă muncă? Soțul în general le face, 90% sunt făcute de soț, mama mea care este și ea foarte harnică și copiii. Copiii, eu, deci toți, punem mână de la mână toți. Deci nu luăm pe alte persoane, ce putem facem noi. La țară îți trebuie de toate. Am văzut că aveți furaj, am văzut că aveți animale, aveți pui. Da, de toate. Avem și două vaci, vițele, cal, păsări foarte multe. Da, din toate câte ceva. Acum vă mai întreb un lucru. Sunteți mulțumită de vânzare, de valorificarea produsului? Am fi mulțumiți dacă ar fi prețurile după calitatea mărfii. Dar întotdeauna clientul, neavând ajunsuri, deci neavând pensiile mici, foarte mici, salariile, cum știm toată lumea, nu sunt salarii, majoritatea se uită după preț, nu se uită după calitate. Și noi am vrea să le vindem și noi cu cât de mult, dar nu neputând să le vindem cât de mult, ne dăm după prețul la celelalte și atunci scade foarte, foarte mult prețul. Deci nu au preț la calitatea care sunt produsele mele, fără soluții, fără substanțe, fără nimica, nu au preț. Dar ne mulțumim. Până la urmă este un profit care ți asigură existență mai bună decât altul? Da. Deci pentru noi este suficient. Deci pentru noi este suficient cât a fi noi mulțumiți de a trăi decent, un trai decent. Ce suiuri de roșii aveți? Mergem mai mult pe Rila și pe Balcan. La roșii, iar la castraveți mergem pe Levina.
Celelalte, morcovul, nantes, păstârnacul, pătrânjelul, cumpărăm sămânța, deci toată sămânța o cumpărăm. Iar primăvara soțul le pune în pahare, le facem și răsar și apoi le repicăm. Au fost ani care au fost cu probleme vis-a-vis de vreme, că ați văzut, acum da, nu mai da. Poți spune că e vremea bună. Uneori este prea ploioasă, alteori prea secetoasă, se anunță iarăși o caniculă. Da, da, au fost și ani care nu n-am fost mulțumiți, dar nu ne putem pune în calea lui Dumnezeu. Acu ploaia, cu soare. Nu prea avem apă de la rețea, mai mult mergem pe hidrofoare. Iar mergând pe hidrofoare... Hidrofoarele consumă, facturile de curent vin și tot așa. Deci nu este ca să ziceți că e... Hai mă îmbogățesc din asta. Nu, nu. Este un trai decent. Un trai decent, atâta. Și satisfacția pentru noi că este... Deci suntem tineri, muncim, avem, se poate, pământul este foarte bun, deci foarte, foarte bun, dacă îl muncești, bineînțeles. Dacă nu îl muncești, normal că nu e bun. Eu mereu pun o întrebare și încerc să o păstrez linia asta în toate emisiunile. Ați dat viața de la țară pe cea de la oraș? Nu. N-aș putea să trăiesc la oraș. Un unchi de-al meu are apartament, am mai fost pe la el în continuu, dar abia apucam să vină dimineața să plecăm acasă. N-aș putea să trăiesc la oraș. N-auzați ciripitul ăsta? Nu, deci n-am putea să trăim la oraș. Învăța să venim vacile, păsările, să ne ducem în grădină, să vedem roșie, să mâncăm o roșie, un castravete, dacă ne stropite fiind, și copiii culeg și mănâncă direct, fără să le spele, fără nimica. Și copiii frumoși și sănătoși, văd. Da, da, cum să nu. Eu vă doresc să aveți mult succes. Și harnici, așa e la țară. Deci muncesc la una cu noi, cât a putea ei pentru vârsta lor. Și învață, avem și premianți. Foarte frumos. Și învață și muncesc. Foarte frumos, felicitări. Da. Să stăm de vorba acum și cu soțul dumneavoastră. Da. Bănuiesc că la fel de mult și cot la cot cu dumneavoastră lucrează, cum ați spus, în fiecare mai zi. El lucrează, tot ce se vede făcut este făcut de mâna lui. Deci absolut totul, și proiect, și manoperă, și tot, și solare, și instalații, și toate sunt făcute de mâna lui. Soțul Adelei este cel care a pus la cap totul în vederea obținerii unui lot legumicol unde orice cumpărător și-ar putea procura orice. Roșii, castraveți, vinete și fasole, cimbru și busuioc, morcov și ridichii, verdețuri de tot felul, dovlecei și varză. Domnul Titi, suntem aici într-o gospodărie a dumneavoastră și văd că ați exploatat fiecare centimetru de pământ și mai mult decât atât aveți și solar, dar și grădină, iată, în câmp. Și peste tot aveți câte ceva. Văd ardei, țelină, cimbru, vinete, varză, adică ați căutat să fie totul diversificat. Povestiți-ne cum este viața dumneavoastră aici, la țară, în fiecare zi. Cum să... E muncă și ce să fie, că... Soția v-a lăudat foarte mult. A zis că dumneavoastră sunteți așa și cu proiectul și cu 90% muncă. Da, păi unde să ne ducem? În altă parte n-avem ce să facem. Asta e serviciul nostru, asta e... Așa este și satisfacția, bănuiesc că este aceea că totul e bio. Când le vedem așa că cresc, ce să mai... Asta e... Cum vă documentați? De unde știți atâtea informații? Le-a știut tot timpul din familie? Nu le-am știut din familie, dar le-am mai intrat pe internet, am mai fost pe la Dolj, am mai fost pe prieteni care mai au, mai cultivă și... De la an la an ați încercat să vedeți cum e soiul, dacă se pretează și să luați tot pe acela sau să-l schimbați cu un altul? Da, am încercat să le notăm, le-am notate pe fiecare în fiecare an și vedem care merge, care nu. Văd aici cu noi de grajd, aveți și animale, bănuiesc că pe ele îl folosiți în loc de îngrășăminte, nu? Da, ăsta îl folosim, ăsta e la noi îngrășământul de bază. La ce oră vă treziți dimineața? Suntem foarte curioși. La 5. La 5, când cântă cocoșul. Cred că îl trezim noi pe el. Da, da, așa este, stimați spectatori, acum e invers la țară, pentru că e multă muncă de dimineața până seara. Și seara la cât intrați în casă? Seara... La 11 jumate. Și iată că poți fi odihnit și numai cu 5 ore de somn, nu? Că Balzac atât dormea până la urmă. Da, păi, altfel nu putem să rezistăm. În solare e căldură acum, nu putem să stăm la amiaz. Dimineața și seara, pe răcoare, nu putem să...
Știi ce am remarcat? Că uitându-mă așa de acolo până în vale, aproape că vezi numai grădină. Cum Dumnezeului puteți să munciți atât? Pentru că văd că aveți și prin picurare, n-ați obosit, sunteți sănătoși, n-aveți probleme cu oasele de la atâta muncă? Nu, că acum a ieșit tehnologiile astea, udatul e, nu mai e problemă, se udă singur acum, cu burinile astea mai ne dege caldă, le rezolvăm noi și pește. V-ați luat și utilaje care să se preteze? Da, avem și utilaje, avem. Nu mai e problema. Aici se mai obișnuiește să te ajuți cu vecinul, să, nu știu, să lucrezi tu la el și el la tine, sau nu mai... Nu mai e, că acum vecinii invidioși, nu mai e. Nu mai era odată pe timpul străbunicilor? Nu mai este, nu. S-a schimbat lumea, fiecare pentru el și... Să știți că am auzit că e o problemă și cu zilierii, că e greu să găsești un zilier să-ți vină la muncă. Sunt și ei pe cale de dispariție. Da, păi toată lumea. Și dacă vine, se uită să treacă ziua și să nu-ți facă. Și nu-ți face cum trebuie. Plus că le dai, nu? Mâncare, bani, băutură. Pleacă și cu ce avem noi, și cu roșii, și cu... Nu pleacă cu plasa goală, cum ar vine vorba. Spuneți-mi dacă v-ați gândit și vă orientați și pentru alte legume. Vă întreb asta pentru că românul de fiecare dată cultivă același lucru. Ați văzut, pe câmp nu vezi decât grâu și porumb. Adică merg foarte bine plantele medicinale, dar sunt reticenți românii. Nu îi vine luma maia mea să cultive, știu eu ce, mentă ca să o vindem noi pe internet sau știu eu ce, floricele, lavandă. Spuneți-mi dacă v-ați gândit și la treaba asta, că piața este saturată. Trebuie să găsești o nișă, să ieși cu ce n-a ieșit vecinul. Deocamdată mergem cu ăștia, că noi nu prea ne pricepem așa. Avem 2 ani de când am început cu legumele și o să încercăm deocamdată. Mergem tot cu ăștia. Oricum, să știți că vă felicit, că noi filmăm peste tot și peste tot sunt oameni gospodari, oameni care au ce să ne arate, dar la dumneavoastră, iată, găsim aici cât vezi cu ochii de toate. Ați reușit, așa cum am spus și mă repet, să exploatați fiecare metru de pământ, să fie ceva pe el, ceva însemnând legume, aveți și pomi fructifere, am văzut. Da, avem pentru familie, pentru... Dar cu vânzarea, că aveți masă pe piață, cum e? Când merge, când nu merge, când ce nu merge le aducem înapoi acasă, le băgăm la conserve, le conservăm pentru iarnă și... Aveți o soție foarte harnică. Păi, asta e, n-avem ce să facem, trebuie să muncim, că dacă nu... M-ați orientat bine, muncește de dimineața până seara, e o frumoasă, o femeie care, iată, aveți 2 copii frumoși. Sunteți o familie, așa am remarcat eu, de oameni gospodari, tineri și frumoși, care vor să facă ceva și arată că la țară se poate și acest lucru. Noi vă dorim să aveți mult succes și tot timpul să aveți așa și vreme bună care să nu vă strice munca. Da, asta e vremea, ne mai încurcă câteodată, da. Acum vine canicula, ți-a auzit? Noi suntem învățați, nu e problemă. Mama soacră, deși are probleme cu sănătatea, ajută și ea la ce poate. Este expertă în producerea conservelor de toamnă. Doamna Catana Aurelia, sunteți și mamă și mama soacră, acum și bunică, și sunteți omul care, sub privirea dumneavoastră, vedeți ce fac acești copii de dimineața până seara. Spuneți-mi, crește inima în dumneavoastră, așa cum se zice la români? Normal. Cum să nu crească când văd atâta recoltă, atâta liniște, bunătate, ce să vă mai spun? Îi ajutați sau mai puțin? Da, îi ajut cu ce pot. Cu ce pot, îi ajut. Știu că ați avut și niște probleme de sănătate, tocmai de-aia vă întrebam dacă mai puteți să mai munciți, dacă după ce ai probleme de sănătate nu stai, nu știu, într-un balansoar să te recreezi, să te mai odihnești, sunteți la pensie. Da, am pensie pe caz de boală, că sunt operată de 5 ori, dar mai fac și eu câte puțin din toate când pot. Când nu, am grijă de copii, de casă, de mâncare, de spălat, de curățenie.
Am înțeles că sunteți experta la compoturi, la dulcețuri, la bulioanele de toamnă. Cum e? Le facem ca să avem și pentru noi și pentru la fată la piață, dacă are cerințe. Da. Ce nu știu, mai întreb vecina de peste drum, că a fost educatoare și ea știe mai multe și o sun și îmi spune și le termin. Foarte frumos. Noi vă dorim să aveți o vară frumoasă și o toamnă plină de producție. Mulțumim și noi că ne-ați făcut onoarea de ne-ați vizitat. Ce să vă spun, am puține emoții. Să știți că onoarea este pentru noi că ne-ați primit, că sunteți gospodari care, iată, aveți ce arăta și putem spune că se mai și muncește în România, că ne-am obișnuit să spunem că românul nu muncește. Nu, românul care vrea muncește de dimineața până seara târziu, așa-i? Da, așa este, așa este. Copiii sunt premianți. Corina și Mihai au luat premii fruntașe și își ajută zilnic părinții care sunt foarte mândri de ei. Aici avem absolut de toate. Cimbru, țelină, pătrânjel, ardei, iute, vinete, fasole și pe arac cu teacă lată și cu teacă subțire, varză, ridichii care se pun ridichii de iarnă. Ridichii din acelea olandeze foarte bune care se caută. Vedeți ce frumoase sunt. Fasole foarte bună. Ia uitați ce frumoasă este și cea pe arac a început să se facă morcovi, mărar, din toate legumele, ceea ce le trebuie la orice gospodărie, iar cei care stau la oraș nu au grădină și totuși se cumpără. Se cumpără pentru că oricine face o ciorbă, face orice. Iar cimbru este căutat pe toată perioada iernii. Și iarnă, vară, e bun la sarmale, la cârnaz, la absolut orice. Majoritatea îl pun și la fasole și... Deci se caută foarte, foarte mult. Morcovi, dovlecei, sfeclă, din toate legumele. Absolut totul. Este muncă, adevărul ăsta este, dar, cum v-am mai și spus, și satisfacție. Familia Vlădulescu are o suprafață impresionantă pentru grădinărit, dar are și păsări peste 100 de pui, are vite, vaci și viței, dar și mașini agricole. Inginerii de la comune mereu le dau cele mai bune sfaturi, iar cei de la Camera Agricolă Județeană în Coș îi consiliază. Domnule inginer, sunteți acel om pe care gospodarii de aici, de la Stănești, îl caută la telefon și nu numai de câte ori au nevoie. Toți inginerii agronomi sunt priviți așa, într-o oarecare aură, să spun, la sat, pentru că oamenii nu au în competențe absolut toate informațiile de care ar trebui să dispună ca să facă ceva frumos la țară. Iată, suntem într-o gospodărie în care am avut ce să vedem. Dumnealor ne-au spus că dumneavoastră îi ajutați. Povestiți așa despre ce înseamnă să fii inginer la sat, în mediul rural. Sunt în primul rând locuitor al comunei, m-am născut aici și cunosc foarte bine locuitorii comunei și eram cunoscut ca o zonă cu creșterea animalelor, iată că se poate și horticultura la Stănești, legumicultura în special, nu numai băleștiu care era renumit la Gorj. Deci suntem în gospodăria familiei Vlădulescu, care au început așa timid, dar pe parcurs s-au dezvoltat. Ați văzut și dumneavoastră ce realizări frumoase au și se vor mai extinde, pentru că au văzut că dacă se muncește, câștigul este pe măsură și oamenii din asta trăiesc, din munca pământului, din animale la Stănești. Deci am fost o zonă necolectivizată și întotdeauna cu așa ceva ne-am ocupat. Ați plecat așa, cu un avantaj în plus după Revoluție. Da, asta așa este, dar să știți că știința a pătruns mai greu la noi în zonele necolectivizate, pentru că aici încă se făcea agricultură cu calul, cu boi. Tractorul a apărut după Revoluție și oricum lumea a prins așa, internetul îi ajută iar foarte mult, iar noi cu ce putem, deci... La nivel de primărie primesc avertizările fitosanitare și le transmit oamenilor care se ocupă cu așa ceva pentru
a putea să-și facă o recoltă bună. Aș vrea să vă mai întreb dacă fiecare gospodărie de aici, pe lângă legumicultură sau, mă rog, munca pământului, au și animale. Iată, familia la care am venit are animale, are păsări multe, peste 100 de pui. Am văzut ce frumos și-au amenajat nutrețul pentru iarnă și uite, este doar începutul de iunie, oameni gospodari. V-am spus că dacă noi am fost o zonă necolectivizată, noi chiar am avut de toate. Deci noi am avut și animale, și pământ. Și acum iau asta, vă întreb. Și acum la fel, deci oamenii pe lângă casă, păsări, porc, vacă cu lapte, trebuie să aibă, care le asigură traiul de zi cu zi și ce au surplus mai vând la piață, fiind aproape comuna Stănești de piața centrală Târgu Jiu, oamenii își mai valorifică produsele pentru a avea și un câștig financiar. Vă întreb, au probleme de maniera sănătății la animale? Că știți cum, sunt destule, se vaccinează ele, dar totuși la sat nu este așa ca la oraș. Până sunt pe medicul veterinar, până pe dumneavoastră inginerul, distanțele sunt mari. Cum vă descurcați aici? Au fost probleme, de exemplu, acea boală cu limba albastră a pătruns și la noi anul trecut, și la ovine, și la bovine. Deci știu asta de la doctorul veterinar. Am avut și eu, că și eu sunt crescător de animale, am avut și o vacă tot așa cu probleme. Ați pierdut-o? Nu. Se tratează. Soția e doctor veterinar și am tratat-o. Slavă Domnului atunci că a scăpat. Și oamenii vă solicită, mergeți vis-a-vis de informațiile pe care le dețineți, să le împărtășiți concetățenilor dumneavoastră? Da, v-am zis că sunt locuitor al comunii, am crescut alături de ei și cu tot ce au nevoie îi sprijin. Cu ce cunosc. Ia ziceți-mi ce vă displace vis-a-vis de legislație sau cum ar trebui statul să-și aplece mai mult privirea către producător? Să-i ajute pentru desfacerea produselor. Cel mai mult acisă este cel mai greu la valorificarea producției. Deci, indiferent că e producție animală sau legumicolă, oamenii întâmpină greutăți. Deci, piața de desfacere e o problemă. În primul rând că mă refer aici la piața centrală, e ocupată foarte mult de comercianți. Particularii ar trebui să aibă și ei sectorul lor de piață, unde să-și defacă produsele. Acum, mai nou, se eliberează acele atestate de producători și carnete de comercializare, unde oamenii trebuie să își noteze ceea ce vând și am înțeles că se impozitează, deci nu știm nici noi prea bine cum e situația, dar oamenii trebuie să aibă asigurat un spațiu al lor pentru a-și vinde produse. Cei care sunt producători, în afară de cei care sunt comercianți. Titlul emisiunii noastre este Să mai și muncim. Muncesc oamenii în România, oamenii de la țară? La Stănești se muncește foarte mult. Deci acum, în afară de faptul că fiecare se ocupă ori cu creșterea animalelor, cu legumicultura, deci gospodăria agricolă la țară întotdeauna e de muncă, de dimineață până seara. Deci indiferent în ce sector, agricol sau animalier sau vegetal. Deci v-am găsit la muncă, vă lăsăm la muncă, așa că spor la muncă să aveți. Mulțumim. Stimați telespectatori, punem punct aceste emisiuni aici. Viața la țară e mai mult decât frumoasă, aici în mijlocul gospodarilor și vă dau întâlnire data viitoare într-o altă gospodărie din Gorj. Până atunci, toate cele bune, la revedere!